Nicolae Iorga, strada ce reprezintă principala cale de acces la gară, pare a fi un nou impediment pentru constructorii firmei Pfeiffer, a declarat Ion Lungu. Probleme mai există de asemenea și pe strada depoului Mihail Sadoveanu și zona Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Parte pozitivă, faptul că s-au mai predat vreo 5 străzi, discutăm strada Gării, Grigore Alexandru, Ghica, Jean Bart și, bineînțeles, Biruințe și Aron Pumnu. Rămâne o mare problemă pe care am ridicat-o și care este foarte importantă, și anume strada Nicolae Iorga. E o stradă foarte importantă, principala cale de acces la gară. Așa cum ați văzut, acolo constructorul spune că are o problemă tehnică, respectiv niște pierderi de apă pe care nu poate să le identifice, dar i-am cerut pe riscul cheltuielilor sale să asfalteze strada, să o aducă la o stare de circulație, pentru că, repet, este foarte importantă strada Nicolae Iorga. Un lucru bun s-a făcut strada Jean Bart, strada care face legătura cu Nicolae Iorga spre strada Gheorghe Doja, dar trebuie rezolvată problema străzii Jean Bart. Nicolae Iorga. La fel de important, rămâne să finalizăm lucrările pe strada Mihail Sadoveanu. S-a angajat constructorul că în această săptămână va finaliza această stradă, la fel o stradă cu probleme de circulație, o stradă îngustă. Rămâne marea problemă în continuare strada depoului. Acolo, în jumătate de stradă, spun ei că este șansa să fie finalizată, să fie asfaltată, mai rămâne o jumătate de stradă. Asta este situația, mai am de lucrat în zonă. Și la fel de important, în zona Mănăstirii Sfântul Ioan, acolo unde se lucrează, s-a lucrat și în zona parcării mănăstirii, așa cum am spus și în timpul ședinței, le-am recomandat să treacă deja la reabilitarea parțială a străzii, acolo unde se poate, pentru că este o stradă foarte importantă. Vine foarte multă lume la mănăstirii și este o stradă foarte solicitată. Sigur că toate străzile sunt importante, dar sper că în cele din urmă să finalizăm lucrările pe strada Zamca, să finalizăm lucrările în zona Petrorare și Piața Mare. Da, lucrurile merg. Important e că am mai smuls vă 5 străzi de mâna constructorului. Nu avem soluție, trebuie să ne ținem de constructor în așa fel încât să scoatem aceste lucruri la capăt. Vreau să vă spun că și la discuții pe care am avut cu Ministrul Fondurilor Europene se cunoaște această problemă, care este una din nivel național, dacă vreți, cu firmele care vin, care subcontractează cu oameni care sunt cum sunt calificați, care sunt cum sunt plătiți sau nu. Asta e situația, nu avem alternativă. Eu sunt convins că o să scoatem la capăt în cele din urmă.